ordinul de protecție. Și în final, o singură frază vreau să vă mai spun legată de întâlnirea mea cu doamna Maia Sandu. S-a finalizat acum câteva minute. Este o întâlnire în urma căreia sau în care s-a discutat despre situația din Republica Moldova, s-a discutat despre nevoia de normalizare a scenei social-politice de acolo, despre nevoia de reluare a dialogului cu cei care protestează în acest moment și despre cât de important este pentru România să susțină în parcursul pro-european al acestei țări, motiv pentru care și eu și domnul copreședinte diseară vom avea o întâlnire și cu premierul Republicii Moldova și cu o parte din cabinetul moldovean. Vă mulțumesc!